Guvernul a decis prelungirea stării de alertă, menținând restricțiile actuale, însă a extins numărul maxim de participanți la nunți și botezuri în spații închise la 200 de persoane. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat că pentru organizarea acestor evenimente este necesară asigurarea unui spațiu de 2 metri pătrați pentru fiecare participant. E o părere foarte proastă, în primul rând. Dacă tatăl miresei sau chiar mireasa e gravidă, n-a făcut vaccinul, ce se întâmplă? Nu mai are loc nunta? Să participe la nunta ei. Este o prostie asta. Da. Este o prostie. Și asta ar însemna că obligă oamenii să se vaccineze. Păi asta vor. Te constrângă. Uite, eu mai am puțin și fac 70 de ani și nu m-am vaccinat și nici nu mă vaccinez. Am bolile mele care le am, nu mai trebuie și. Dacă e să mă cheme cineva, mă duc și gata. De asemenea, pentru botezurile și nunțile cu până la 200 de persoane, trebuie ca participanții să fie vaccinați anti-COVID, să aibă test negativ de coronavirus sau dovada că au trecut prin boală. E o formă de asta de a convinge oamenii să vaccineze. Cred că măsura e internațională. Trebuie să se alinieze, iar cu numărul de oameni, de persoane, să-i numere ca pe oițe la târg, nu văd bine, știi? Trebuie, ai documente și îți faci nota. Ce să spun? Cred că e bine așa, cu 200, da? Să mai trece și peste 200. Asta ar însemna să oblige oamenii oarecum să se vaccine. Da. Da. La exterior, limita a rămas de 70 de persoane, însă nu mai există limită dacă toți participanții sunt vaccinați anti-COVID. Raed Arafat a precizat că pentru 1 iulie va fi reevaluată situația pentru adoptarea unor eventuale alte relaxări.